Salutare, prieteni! Suntem la Grigo, ne-a spus patrona la o înghețată. A făcut cinste, patroana. Oh. Vin în casă? Patroana l-a încasat aseară pe TikTok și ne-a spus la Grigo. Patroana, vreau să spun un secret. Da. L-am prins pe Leo iară la 5 dimineața pe TikTok. Vezi ca nebunetă, mă. A zăpăcit, mă, trebuie să-i luăm curent. Păi da, știi ce m-am gândit aseară? Când trece de ora 2, să mă duc să-i ridic siguranța de la curent. Așa trebuie, că el nu mai se duce pe până. Da, nu cred că să mai iese el în stradă să ridice. El nu știe cum. Mamă, de când nu mănânc eu la înghețată. Da, a fost bună. Și cu pepene, și cu... Da, cu ciocolată, cu de tot. Patroana a făcut cinste cu înghețată și noi îi facem cu o pizza. Mamă, ce bun e cu înghețată. Domnișoara a făcut și poză cu mine. Ia uzi, te urmărește? Da. Bine că a fost mai cald azi. Ne-am putut să ieșim și noi la o înghețată, că ne plictisisem acolo la Strehaia. Când stăm așa mult în curte, în casă, ne apucă pe fiecare. Da. Ca pe Leonardo. Ne apucă ca pe Leonardo. Mi-a lăsat patroana bani și Leonardo să meargă și el la o înghețată acolo, că n-a vrut să vină până aici. Ce zici, David? Mă sună fane, de unde ne-ai simțit? Vezi? Fane are da. Senzor. Cred că voi fi pe TikTok. Ah, bravo, da. Cred că am văzut la tine. Îți la grigă, vine în fane. Patru ani, dar Ilie unde e? A venit? E acasă. Păi, știu că după aia mi-ți l-am zis. E perele boală. Prieteni, de aici plecăm la dentist. Așa că m-am riscat să mănânc o înghețată. Bă, bună asta. Bună nu, nu? Las patru ani, nu mai răd și fane de o lună, patru ani ce crezi și aici. I-a trecut, dar tu. Aline, mâncare m-a îndețat, ce nu mâncăram niciodată. A fost bună, rău, pe bune. Eu cred că de anul trecut nu m-am mâncat de tata. Acolo la pușcărie, de unde am mâncat. M-am riscat acum să mănânc o înghețată dacă tot merg la dentist, măcar dacă mă ia durerea, sunt aproape. După n-aveam curaj. N-aveam curaj. Și un miros de ce e pe mă. Păi n-aveam curaj așa. Doamne... Că-i unul lumea la noi pe TikTok. Miha. Ce vede? Nu, Alin zice să-i strâng lumea pe TikTok, să dau anunțul. Anunță planeta. Ce bate ca pe mâțear. Ca pe mâțear. Cu englezul meu dacă vine. Vă așteptăm de seară pe TikTok. Poate vine aia cu lei. Da. Neagu. Alexandra, să ne dă drumul câteva lei, Aline. Dă drumul la hergelie, auzi. La hergelie de lei. Aia e Regina Anglii. Regina mare cu lei. A venit muzurica. Dulce, că asta e picantă. Ia, uitați, a venit și pizza. Stai să o punem aici la jumate. Ia să-i David să strâng astea puțin. Să duci în farfurie. Ca să luați și de-aia și de-aia. Să vă puneți în farfurie fiecare ce vreți. Că eu vreau una de asta o felie. Ia uitați. Și așa avem. Una de cealaltă. Și așa avem. Cea mai bună pizza din oraș. La Grigo. Din să știți toată că chiar țara, e cea mai bună. Ia uite pe asta de aici mai micite. Ia că tot e micuță. Unei din toate. Tot mică și ea. Așa, două de alea, pune și de asta. Cât două să mănânc? Trei.
tăiem cu tot. Așa? Cum mușchi eu cu dinții? Să desfac capa. Haideți, prieteni, că mâncăm și noi și revenim. Prieteni, gata, am ajuns la dentist. Suntem aici în mașină, mai avem de așteptat vreo 10-15 minute. Doamne, ce bate soarele. E prea cald. Da, e prea cald. Ești pregătită, patroană, pentru implant? Da. Să vedeți pe patroana după aia cu noua dantură. Să face frumoasă patroana acum, că merge la botez, a venit vara. Trebuie da. Să fie aranjată. O să mergem la mare. Te-s bravo. Da, o să mergem la mare, să avem bani din gros. Venirăm la tunul Severin și merge bani din gros. Păi da. Așa e vara, cheltuială, dar e și cel mai frumos anotimp. Vara e mișto, să facem rezultate. Leu stă pe camera acasă cu TikTok. Da, nu știu ce a venit Leo de... Stă așa în casă. Când e frig și plouă pe acolo prin curte, iese afară. Când e cald și e frumos, stă în casă. În curte, ai vreo. Ce ne transmiți? Trebuie să punem dinți. Ești nerăbdător? Ce să fie nerăbdător? Ia să șterg camera. A venit și urs, a fost și cu noi acolo la pizza, între timp. Și mai târziu am să vă explic despre ce s-a întâmplat ieri cu Leo și cu soacra mea. Am văzut foarte multe comentarii, dar n-am timp acum să detaliez, să intru foarte mult în subiect. Că v-am zis, suntem aici la dentist și așteptăm să intrăm și e ceva de povestit. David, ce faci? S-a îngreșat. E ca o îngreire. Las că ați mai slăbit și tu ai mai slăbit de când cu postul. Degeaba zici tu. Nu, ai mai slăbit, patron. Față de cum erai. Doamne, sperăm și noi să fim acum cum trebuie. Eu cred că trebuie să mai scot niște nervi de la niște dinți de sus de aici. Pentru că nu se poate. De câte ori mănânc, mă ia durerea. Dacă n-am pastile să iau imediat după masă, mor. Mi se urcă în cap durerea aia și îmi zvâgnește și nu am stare deloc. Sub nicio formă. E foarte așa, te sâcâie. Mă place ținuta mea de vară. Vedirelu, pe TikTok-ul, ce-și mai joc în pei? Da. Mâzeala cu te cu Adino, cadea pe lumea. Patrona, spune de Leo. Ca să vă traduc, spune că Leo a nebunit să nu mai pe TikTok. Într-adevăr, patrona se stresează foarte tare pentru că îl vede numai la ore târzii. La 5, la 6 dimineața, când e lumina afară, Leo e pe TikTok. Non-stop. Și el nu prea mai are voie, știți cum e, că a avut și operația aia la cap. Trebuie să stea mai liniștit, să se ferească. Și patrona se stresează, se îngrijorează și ea pentru el. E prea frig la umbră. Hai că nu e față de ieri, cum e acum? Cum era ieri? Vremea și cum e azi? Măcar de-ar fi așa în fiecare zi. Ce ne mai spui, Alini? Ce să mă zic, aștept să văd ce pot să-mi fac la dinții lipesc. Alina a și mâncat ieri, nu știu ce a făcut, și a preznit puțin dințișorul de lapte. Ce să mai zicem, prieteni, cam atât. Vă lăsăm, că acum suntem și noi agitați aici și n-avem răbdare, așteptăm să intrăm la domnul dentist. Sper să nu ne doară nimic, ca să vă pot filma mai târziu să vă explic situația. Și cam atât. Vă pupăm și ne vedem mai târziu. Vedem ce mai face și patroana. Poate vă și arăt noi dinți. Ai mei am înțeles că sunt gata. Pe mei o să vi-i prezint. Vedem dacă e gata și la patroan. V-am pupat și ne vedem mai târziu. David, tu ce le transmiți la prieteni?
Vă pupăm, prieteni. Gata, hai. Să ne vedem încolo. Ai pantalonii pe Alex. Să lăsară turul de la...